Inspectoratul de poliție al județului Vaslui a confirmat că face verificări după ce în spațiul public a apărut un filmuleț în care apar două femei îmbrăcate în uniforme reale de polițist, dansând în timpul unei nunți jocul găinii, o tradiție în mai multe zone ale țării. Imaginile distribuite inițial pe TikTok au fost publicate de portalul News Vaslui, care scrie că protagonistele sunt infirmiere la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. În filmare se observă două femei îmbrăcate cu uniformă de polițist, inclusiv caschetă, care dansează una dintre ele ținând o tavă cu o găină. Obiceiul jocul găinii este întâlnit la anunțile din anumite regiuni ale țării. La finalul petrecerii, și fiind cei care trebuie să plătească găina, simbolic pentru munca bucătarilor care care au pregătit mâncarea. Potrivit reprezentanților inspectoratului de poliție al județului Vaslui, cele două femei care apar în imagini nu sunt angajate ale instituției. Mai mulți polițiști au confirmat pentru libertatea că uniformele pe care le poartă cele două femei sunt reale. Timp de aproximativ 5 minute, cele două femei au țopăit prin fața sărbătoriților și chiar au reușit să zmuncă câteva bagnote din mâinile acestora, punând astfel într-o lumină proastă imaginea poliției române. Chiar dacă ce cele două infirmiere nu s-au folosit de această calitate oficială, care implică exercițiul autorității de stat, ele trebuiau să aibă în vedere că uniforma de poliție nu poate fi purtată în orice împrejurare și de către oricine, relatează mesajul.ro.